Facturile sunt mai mici, căldura mai multă și confortul termic mai bun pe timp de vară în blocurile reabilitate termic de Primăria Municipiului Timișoara. Aceste beneficii sunt resimțite de familiile care locuiesc în peste 500 de apartamente. Administrația locală a reușit implementarea proiectului de reabilitare termică după ce, pe timpul administrației Robu, investiția nu s-a concretizat. Procesul de program depășește 65%. A fost o provocare, pentru că din nepăsare și interese, Robu a înregistrat eșec după eșec cu programul de reabilitare termică. A insistat pe propria dorință, așa cum bine îi este obișnuința, și a ajuns la licitație după licitație ratată. Noi am gândit în afara tiparelor și am deblocat toate blocurile și am redat speranța timișorenilor care locuiesc în cele 3800 de apartamente, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău.